Un hot dog și un energizant. Așa arată în ziua de azi un pachet la modă în rândul elevilor. O vezi la orice colț, în apropierea școlilor, acolo unde zeci de copii se adună în jurul gustărilor pline de aditivi periculoși. Deși pare să aibă puține ingrediente, un singur hot dog depășește de 3 ori cantitatea de sare recomandată pe zi pentru un copil, iar consumul de fast food poate fi devastator pentru un organism în creștere, atrag atenția medicii. 10 lei o felie de pizza și un suc sau 14 lei 3 hot dogi. E greu să te decizi, mai ales când și vitrinele cu produse de patiserie sunt pline cu foietaje aburinde. Oricare ar fi alegerea, tot nu este una sănătoasă. Iar când demodatul pachetel pentru școală este înlocuit cu bani de către părinți, tentația este și mai mare. Chiar dacă știu riscurile, elevii schimbă greu gustarea plină de euri. Elevii declară că nu pun preț pe o alimentație consistentă, din lipsa somnului, pentru că, potrivit lor, noua generație este obișnuită să doarmă puțin, apelează și la băuturi energizante care sunt foarte periculoase pentru un organism tânăr și creează dependență. Vina nu este însă doar a lor. Deși legea interzice vânzarea alimentelor pericol pentru sănătatea copiilor, nimeni nu le pune piedici comercianților care fac profit la poarta școlii. Iar consumul zilnic al acestor produse este devastator pentru copii, spun medicii. De exemplu, un energizant are 500 de calorii, o bombă dulce pentru organism care creează dependență. Iuliana Petrișor, medic specialist, declară: sunt foarte multe calorii, crește glicemia în timp ce se produce un hiperinsulinism pentru că se depune grăsime la nivel abdominal. El duce la prediabet și chiar diabet zaharat, iar sucurile acidulate deshidratează. Iar dacă avertismentul medicilor nu este de ajuns, protecția consumatorilor trage și ea un semnal de alarmă. Într-un singur hot dog găsim aproape 30 de aditivi alimentari și 15 grame de sare, de 3 ori mai mult decât cantitatea zilnică recomandată de OMS copiilor peste 11 ani. Cum arată totuși un pachet sănătos pentru elevi? Un fruct, alături de un sandwich cu pâine neagră, o șuncă de calitate și neapărat legume ar trebui să facă diferența, spun nutriționiștii. O altă soluție ar fi programul Masa Caldă. Deși numărul școlilor incluse a crescut la 450 și în acest an, unele n-au putut beneficia de program din cauza licitațiilor întârziate. Un astfel de meniu costă 15 lei și conține o chiflă, produse din carne sau brânzeturi, legume și un fruct, relatează observatornews.ro.